Salut, eu sunt Gicu. Astăzi am să vă prezint bananierii mei în august 2019. Deci uitați-vă, super au crescut timp de o lună. Au mai crescut frunze destul de lungi la acești doi care sunt destul de înalți și foarte fain arată ei. Nu știu, nu-mi cap în casă, voi vedea ce voi face. Uitați-vă, super arată, doar că un pic le-au rupt frunzele vântul. Liniștit cum acum, vedeți, nu bate vânt deloc. Și deodată brusc vine câte un vânt și se face frig vara aceasta așa-i. Ba prea cald, ba prea frig că ți-i răcoare în tricou. Nu ce să-i faci, asta e. Și hai să vedem cum arată bananierii mei acum în august. Iată, super. Parcă stau aici într-o zonă tropicală. Deci hai să vedem. Acești doi sunt cei mai înalți. Uitați-vă ce frumos au crescut. Mai ales acesta. E foarte înalt. În casă nu va încăpea deja. Am să văd ce voi face cu el. În subsol, cred că, tăiate frunzele prin noiembrie și mutat în subsol, dar vom vedea soarta lui. Și uitați-vă, luna precedentă v-am arătat niște puieți că au început să crească și uite cât au crescut deja. Hai mai aproape. Într-o lună și foarte mare au crescut, luna precedentă erau mici, dacă țineți minte. Bananierii mei în iulie 2019 căutați și în pământ direct, uite cum cresc foarte repede, se dezvoltă puieții. Acesta face mulți puieți, uite, pe lângă puieții ăștia care au crescut acum, vedeți, acesta a crescut, luna precedentă era așa mic și acesta era mic. Și uite, pe lângă el crește aici încă un puiete și aici la fel. Foarte mulți puieți are. Are în total vreo 5 puieți. După cum observați, acesta se ascunde în dos aici. Și în iulie acesta, da, iată acesta în iulie era ca acesta, după cum vedeți. Repede cresc în pământ direct. Uite ce este de groasă acum tulpina. Super! Acesta de asemenea e mare și nu sunt sigur că încape în casă. Aici a crescut o frunză nouă și tot a fost vânt și iarăși a rupt frunza. Dar, în fine, așa sunt sensibil la vânt bananierii. La acesta la fel. Frunza crește nouă, dar un pic ruptă de la vânt. Dar când este liniștit, frunzele cresc atât de frumoase, late, foarte frumoase. Dar și așa e bun. Acesta are 4 puieți, uite cum a crescut și e destul de înalt acest puiete. Să dăm un pic mai aproape. Fain! Și aici, uitați-vă, încă 3 puieți alături au crescut. La acesta tulpina nu este atât de groasă, dar totuși e pe locul 2 după grosime. Acesta e alt bananier, alt soi, Musa Orinoco, cred eu. L-am luat din Turcia când am călătorit, acum are creșteri noi, s-a făcut mai frumos ca luna precedentă. Iată, hai să vedem de mai aproape. Aici frunza nouă crește, curând se va desface, cred că mâine, și frumos va fi. Iată cum arată frunzele. E mai frumos acum în august decât în iulie. Uitați-vă și pe partea verso, cum arată la frunze. Frumos de tot. Să vedeți pe toți 3 aici cum arată și iată cel mai mare. Super!
Acesta este un soi Cavendish, vi l-am arătat și luna precedentă. Acum s-a dezvoltat un pic mai lent, dar oricum e frumos. Au crescut vreo 3 frunze undeva, 2-3 frunze. Și am divizat puieții care erau. Acum sper să se dezvolte planta mamă în continuare. Trebuie udat mai des, dat și îngrășământ. Lor le place asta, dar eu nu prea le dau că nu am timp, dar le voi da vara viitoare. Aici va crește o frunză nouă, aceasta a crescut recent. Un puiete divizat de la el l-am plantat aici și o duce foarte bine. Au crescut aici deja vreo 3 frunze. Și vedem cu roșu frumoase și aceasta se deschide și arată super. Vom vedea în septembrie cât va mai crește. Mai am aici încă 6 plante de bananier Cavendish și recent le-am replantat, am divizat. Iată, aici s-a pornit acesta foarte bine. Îi place pământul după replantare și curând va crește frunza aceasta. Super! Acesta o duce la fel de bine. Ei toți o duc bine. Și am îndepărtat frunze uscate când am replantat, dar și așa putem îndepărta. Dacă vedem ceva, o frunză bolnavă, e recomandat să o îndepărtăm. După cum vedem, acesta are un puiete. Nu l-am divizat pentru că e prea mic și nu are rădăcini, eu cred. Mai așteptăm să mai crească. Iată cum arată ei, frumoși toți, mai mici și mai mari. Asta e. Aici am încă un bananier plantat în partea dinspre drum și uitați-vă ce frunze frumoase are, strălucesc. Asta îmi place mie foarte mult și a crescut destul de mult, are un an deja. A crescut din puiete și avea 10 cm undeva. L-am divizat și l-am plantat aparte anul trecut, apoi l-am transferat în ghiveci în casă. Și acum în pământ direct și uite cum a crescut. Super! L-am plantat în compost. Aici observăm că crește o frunză nouă și asta e foarte tare. Vom vedea și în septembrie cum se va dezvolta. Și după cum vedeți, în compost s-a nimerit semințe de roșii și au crescut o mulțime. Dar le las mijale să le tai. Acesta plantat în natură, Musa Helens hibrid, uitați-vă cum crește, s-a pornit cel bine la crescut, încet, încet devine și el mare cât mine și apoi va fi mai mare ca mine la anul, așa cred eu, și foarte frumos. Aici se desface frunza. Și a crescut vreo 2 frunze timp de o lună, cred eu. Iată, aceasta a crescut și aceasta. Uitați-vă cât s-au dezvoltat puieții. Super! Și acest mic. Încă un bananier plantat lângă râuleț. Super crește. Încă totuși e mic acesta. Și vom vedea cum va crește. Curând va trebui să-i scot, în octombrie, ceva de gen. Al doilea bananier plantat lângă râuleț. Acesta e încă mai slab, dar nu-i nimic. A crescut tot timpul în ghiveci și acum l-am trecut în pământ direct, vara aceasta se va dezvolta. Trebuie timp să așteptăm. Vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest video până la capăt. Vă doresc o zi bună și să aveți plante frumoase. Sper că acești bananieri să crească mari și frumoși, tare frumoși, încă mai frumoși. Și asta e. Vă doresc numai bine. Abonați-vă la canal
distribuiți acest video. Cu voi a fost Gicu. Dacă doriți, abonați-vă și la canalul meu secundar, Fotografia lui Gicu, căutați pe YouTube. Deci, ne vedem data viitoare!